Bună ziua, bun găsit! Suntem și astăzi la Gojul în direct. Alături de mine este Roxana Stoian, prietena mea, Bună ziua. Lider al Partidului Alianța Oltenilor, jurnalist, fost jurnalist cu ștate vechi, 30 de ani, să fie, aproape, da. Da, în jurnalistică, în presă. Bine ai venit, Roxana! Bine te-am găsit! Astăzi o să trecem în revistă. E un șablon și asta, să nu zic, să zic. Astăzi vom discuta despre cele mai importante subiecte ale acestor zile și sunt, să știți, interesante. Uite cum e summitul NATO. Erau titluri pe posturile centrale de televiziune că se hotărăște soarta războiului. Mă îndoiesc, da? Mă rog, o fi, o fi. Acolo este și domnul Iohannis. Un alt subiect din țară, de data aceasta, destul de trist, o tragedie care s-a întâmplat în Bucegi cu acea fată de 19 ani atacată de urs, o tragedie pe care, cum să spun, cred că astfel de tragedie ar putea fi evitată dacă situația urșilor ar fi sub control, dar nu este. Un alt subiect, zic, totuși să vorbim și despre complexul energetic Oltenia, despre energia, despre sistemul energetic național în general, pentru că am înțeles că ne bazăm foarte mult pe importuri, în ciuda faptului că fiind oarecare secetă, hai să spunem că a mai plouat, dar de câteva, o bucată de timp bună, e secetă și în perioadele astea termocentralele aveau un vârf de producție. E, uite că nu mai este așa, pentru că au fost închise capacități. Mă rog, o să revenim pe subiect. Cu ce ai spune să începem? Cum vezi summitul? Hai, în ordinea în care ai prezentat. Da. Summitul este important pentru România pentru că se discută foarte mult de întărirea flancului de est al NATO și noi suntem pe flancul de est, noi România, ceea ce se presupune că în următorii ani vom avea mult mai multe baze militare NATO în România decât avem în prezent. Am înțeles că o să avem cea mai mare bază. Și cred că deja avem cea mai mare bază din Europa. Da. Și sigur, asta pe de-o parte e bine pentru România, că se rulează niște bani aici. Pe de altă parte, vom fi principalul zid de apărării în fața Rusiei, ceea ce dacă lucrurile vor degenera, sigur că nu ne face plăcere, dar asta este situația. Să știi că multă lume se teme de o reacție a lui Putin în condițiile în care noi suntem cu flamul sus, ca să spun așa. Suntem, parcă am face un fel de exces de zel, deși suntem într-o poziție atât de vulnerabilă, suntem foarte aproape de ei, de ruși. Este complicat. Asta să fie varianta? Sigur că dacă am urmări doar interesul nostru, probabil că soluția bună ar fi să stăm în banca noastră, dacă am privit strict din perspectiva României. Dar facem parte dintr-o alianță, trebuie să avem o politică unitară. Da, dar o să dăm la un moment dat mai mult decât dau celelalte state, să știi. Dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla să fie război. Și pentru că suntem la granița NATO. Da. Deci și din cauza asta și pentru că suntem la graniță cu Ucraina, ceea ce nu e cazul altor țări. Și că tot veni vorba de faptul că și domnul Iohannis este acolo, cum ți se pare faptul că n-a primit nicio funcție, nici la NATO ați văzut că și anunțase candidatura, ca să spun așa, nici la Consiliul Europei. Uite, presa străină chiar comenta astăzi faptul că un motiv pentru care Klaus Iohannis nu avea nicio șansă teoretică este acela că îi place luxul și îi place să afișeze acest lux. Faptul că merge la toate evenimentele cu aeronave private, ceea ce nu face nici Joe Biden, nici Macron, nici alt lider politic. Deci faptul că îi place să sfideze la modul ăsta, pe ei i-a făcut să aibă o mare rezervă. Dincolo de faptul că era puțin probabil după ce am avut un secretar adjunct la NATO să avem și secretarul general, dar cred că nu va prinde nicio funcție nici europeană,
Tocmai din cauză că. E infatuat. Exact. Și leneș. Ca și apare. Și ei Leneș. țin la Sper să nu fiu. imaginea instituțiilor, că s-ar plimba și ei probabil cu aeronave De private de lux, lux, da. dar trebuie să ții la imaginea instituției pe care o reprezinți. Și au Noi văzut. cum am părut ca țară? Cu un președinte. Deci noi, cum să spun, nu avem o situație economică ce să permită astfel de Adevărat că ieșiri. noi avem un electorat foarte Sau chiar dacă tolerant. n-am fi avut o situație, să fi avut o situație bună, dar exact cum ai spus tu, trebuie să ai o oarecare integritate când e vorba de funcție, de seriozitate. Da, Tu pentru că arăți că îți place reprezinți o luxul, instituție acolo. da. Dacă te duci pe banii tăi, N-ar avea nimeni nimic împotrivă. poate n-ar avea nimeni nimic împotrivă. Dar asta spun la noi și electoratul este foarte tolerant față de. Cum ne am ajuns așa? Sau așa am fost tot timpul? Și tolerant e frumos spus, Știi că că sunt vorbele astea, lasă-mă să te las, asta că se rezolvă, lasă merge că și așa. trece, merge și Cred așa. că face parte din natura Din noi. noastră să fim Da. toleranți. Vom vedea care sunt concluziile acestui summit. Dar dincolo de asta, deci ce îmi pare mie rău, apropo de summitul NATO, este că guvernanții din România nu reușesc să dezvolte industria românească de apărare, dacă tot alocăm atâția Sigur. bani pentru apărare, pentru că măcar niște componente să Mai facem ales și că noi noi avem pavăză din în. Da. elicopterele alea, din navele alea, din avioanele pe care le cumpărăm, niște componente să le producem și în România, ca să simțim că acest 2,5% din PIB nu se duce totuși numai în Statele Unite și în țările occidentale. Ce mai știi dacă tot ai adus vorba și este un subiect extraordinar de important să știți, și pentru Gorj, ce mai știi de uzina de la Sadu? Că parțial s-au făcut unele retehnologizări, dar nu la nivelul la care Ar fi ar trebuit. fi trebuit, la care ar fi fost posibil. Sunt comenzi, nu mai sunt oameni, ca și în orice industrie românească, nu mai sunt specialiști și e din ce în ce mai greu să formezi specialiști, pentru că și acolo este o muncă riscantă. Și chiar au fost niște investitori care s-au interesat și anul trecut să dezvolte ceva acolo. Studiază mai multe puncte din România, mai multe fabrici de armament unde să vină niște americani să facă niște investiții. Și asta interesează cel mai mult forța de muncă și pe undeva sunt interesați de Gorj că ar mai fi niște zeci sute de pensionari care s-ar întoarce în activitate Clar, să clar. formeze niște tineri. Dar A rămas ca în tren. nu mai sunt nici tineri, că dacă toată lumea pleacă. Ne întoarcem de fiecare dată la această problemă cu plecarea oamenilor, plecarea tinerilor, în mod Și cu special, salarizarea, pentru și că vrem, nu salarizarea. vrem, Că dacă Gorjul a fost. salarizarea nu ajunge la un nivel decent, Ce să facă? e Nu firesc pot ca să trăiască, efectiv, firesc ca cu. oamenii să-și caute unde. Da. Hai să încheiem subiectul. Așteptăm să vedem ce se hotărăște la acest summit. Dacă spuneau titlurile pe burtierele televiziunilor centrale că se va decide soarta războiului, chiar. Nu, eu cred că soarta războiului, scuză-mă că te întrerup, depinde și de cine va câștiga alegerile prezidențiale din Statele Unite, pentru că, în mod Cred că evident, de aia depinde totul, da. Donald Trump are un pic altă viziune decât Joe Biden și atunci, cred că până atunci doar tatonăm. Cred că atunci e probabil să câștige Donald Trump și schimbările vor fi esențiale. Știi că înainte să fie președintele Americii, Trump se spunea, o să ne bagi în război. Uite că Trump nu ne-a băgat, dar aproape că am ajuns cu actuala administrație Acum Biden. sunt și cei care spun că Trump va desființa NATO și atunci să Da, vezi. există și posibilitatea asta. Și noi am Nu-i investit atâta, vă dați seama. Am române și vorba, neapărați dar și cu atunci chiar bani din alții. rămânem, știi, ne-am și învățat așa Nu, nu să cred, ne dăm noi la nu cred ruși că va când fi, dăm dacă va românești. ajunge Trump președinte, nu cred că va fi lăsat totuși să desființeze un asemenea organism. În fine, vom trăi și vom vedea, bineînțeles. Acum,
Am amintit de ce s-a întâmplat ieri cu acea fată de 19 ani atacată. Mergea pe o cărare, un drum destul de tranzitat de turiști. Și uite, un urs, spuneau că nu este urbanizat, că de fapt e sălbatic, sălbatic. Era vorba de un exemplar din ăsta care nu fusese relocat, care era efectiv sălbăticit. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A atacat fata, a târât-o într-o prăpastie, într-o râpă. Fata a murit, o mare nenorocire pentru familia ei, pentru cunoscuți, vă dați seama, o dramă, o tragedie. Și ne întoarcem la ce s-a întâmplat și în Gorj acum un an, acum 2 ani, că de vreo 3 ani avem și noi necazurile noastre cu urșii, cu aceia care au fost relocați. Acum, ca să auzim astăzi, după o tragedie de acest fel, că autoritățile au ajuns la concluzia că relocarea nu e o soluție. Dar nu era clar din capul locului, de la prima alocare, când urșii care deja se obișnuiseră cu oamenii, care se obișnuiseră să ceară de mâncare, să facă giumbușlocuri, că sunt drăguți, dacă e să te uiți cum reacționează Mai ales cei de pe Transfăgărășan sunt. Da, sunt efectiv foarte drăguți și noi, oamenii, cam proști, așa, îi hrănim, da. Dar odată relocați la noi în Gorj, cel puțin, ai văzut că au început să producă pagube, încă de acum 3 ani. S-a vorbit de o aducere a 7 urși, după aia am aflat că sunt, de fapt, e un număr dublu. Cum vezi situația asta? Acum. Bun, chiar înainte de acest atac, cu 2 zile, un secretar de stat din Ministerul Mediului a spus că în ultimii 6 ani au murit 22 de oameni atacați de urși în România. Știi, multe au trecut așa că noi am scris, poate până la nivelul au fost atacați, au Și ajuns la atât, spital, da. n-am mai știut, poate că au murit. Oricum, statistica mi s-a părut șocantă. 22 de oameni în 6 ani este foarte mult și în 6 ani nu s-a luat o măsură esențială. Ministerul Mediului chiar se străduiește să impună o politică de reducere a numărului de urși, cam la asta se gândesc, Da, nu trebuia să se deși ajungă e aici. posibil să Acum o mai. să-i omoare, o să-i împuște, o să-i eutanasieze. Nu cred că se va întâmpla, pentru că se va discuta 2-3 zile despre asta, cum s-a discutat și la alte atacuri și va Se va rămâne. trece mai departe. Da, pentru că este o mare opoziție și a organismelor europene și a organizațiilor de mediu. Este o specie protejată. Ministerul Mediului a încercat relocare de urși în alte țări. Toate țările au refuzat, chiar dacă nu au și aveau cândva populație de urs. Nimeni nu vrea să-și ia bătaia asta de cap, dar nici nu vrea să ne lase pe noi să o rezolvăm astfel, adică reducând populația de urși. Teoretic sau estimările ministerului ar fi că avem între 7.500 și 8.000 de urși, iar la suprafața României ar trebui să avem până în 4.000. În mod evident, dacă avem un număr dublu de urși, este Un număr dublu de probleme. exact, nu putem să facem față, poate să îngrădim toate pădurile în care sunt urși sau cum să. Am și intrat în habitatul lor. E adevărat că am și tăiat pădurile, ursul s-a retras spre zone locuite să aibă ce să mănânce. Pe de altă parte, chiar era o comună, nu rețin, din zona Ardealului oricum, avuseseră 200 și ceva de alerte de urs într-un an. Și atunci a luat foarte multe măsuri, au tăiat toți pomii fructiferi de la marginea comunei și unde veneau, care atrăgeau ursul. Au pus garduri electrice și într-adevăr că în anul următor au mai fost 4 alerte. Deci ceva se poate face, dar cu investiții foarte mari.
și cu o implicare reală a autorităților locale. Noi nu suntem obișnuiți, nu, dacă avem de pe dealul o livadă, nu suntem obișnuiți să îngrădim acea livadă noi la țară, Da, dacă e o sigur, livadă Stefan, cam imensă. legile erau... Da. Cum să te gândești la asta? Dar uite că Da, da, probabil. și ar mai fi fost o soluție a rezervației. Există, am impresia, o singură organizație cu activitatea asta, știi, care ia bine pe ur și pe care îi poate, mă rog, așa, și venea cineva cu ideea tot așa în presa centrală, nu făcute rezervații pentru Da, animalele astea. numai că Pentru a asta evita împușcarea lor în pe eutanasierea și a ține sub control situația înmulțirilor. și e posibil să fie și asta o soluție, adevărat costisitoare pentru stat, că exact ce spuneam, să-și îngrădească statul pădurile în care sunt urși, sau măcar parte din ele sunt, vedem dacă e de efect soluția. Dar statul nu a fost în stare să aibă, Dacă să-și s-a întâmplat îngrădească, cu fata, dacă ar fi fost ce vorba de s-a întâmplat garduri. cu fata asta, cu Maria, cu fata de 19 ani, vezi, s-a întâmplat pe un traseu turistic, asta este Păi șocant. Ori da, aici dar chiar au n-ai ce umblat. să faci, că doar nu poți să faci un drum îngrădit pe care să meargă turiștii. Și oricum atacul a fost șocant și pentru salvatori și pentru Da, ai salvamontiști, văzut că n-au pentru că putut să se nu s-a apropie întâmplat. o Eu perioadă. cred, eu așa îmi imaginez, nu știu dacă, cred că poate avea ceva de mâncare fata în rucsac, care a Care, stimulat da. ursul, pentru că altfel nu se întâmplă lucrurile astea, Da, adică urșii nu urși, atacă, te exact. văd doar dacă îi provo sau dacă îi surprinzi. Sau așa știam. Da, și până Și acum își văd de treabă nu dacă rezultă că nu ar fi îi... fost provocat și de asta mă gândesc că poate avea ceva de mâncare în rucsac care a... Sau pur și simplu cum că și urșii pot să turbeze. Sau să-i fi fost cumplit de foame și să fi atacat, uite așa. Știi că după aia se comporta ca și cum își apăra prada. Da. Da, e o situație care ar trebui rezolvată Iar cu cumva. relocarea urșilor în gorj, cum să spun, legea spune clar că trebuie să fie de acord comunitățile locale. Păi Ori nu nu știu li dacă s-a au fost întrebate. cerut acordul consiliilor Nici nu locale l-ar sau... primi, îți dai seama. Probabil că nimeni n-ar fi de acord, dar sigur, oricum legea scrie că nu poți să faci această relocare fără acordul comunității. N-a întrebat nimeni niciodată, nicio comunitate din Gorj, dacă e sau nu de acord. Au spus că Sunt nu, câțiva primari care... că le aducem într-un ocol privat și nu contează, că ăla nu stă acolo. Da, e o problemă pe lângă multe altele pe care le are țara asta. Haide să vorbim un pic despre sistemul energetic național. Toată presa a scris astăzi că sistemul energetic național este în bătaia vântului, în raza soarelui și la mila ploii. România importă masiv energie electrică. Uite, o să citesc câte puțin din acest material. A apărut pe Europa Liberă. Și spune așa: România nu a reușit în prima jumătate din 2024 să-și acopere necesarul de energie electrică din producția proprie. Dezechilibrul a început în aprilie, când producția de energie a scăzut din cauza secetei și după scoaterea din producția unui grup de la Cernavodă. Pe 23 mai, în acest an, la ora 21, consumul de energie din România era de 7.018 MW, unul obișnuit, spun specialiștii, iar producția proprie instantanee era în acel moment de doar 4.539 de MW. Cei mai mulți erau produși de hidrocentrale, normal. Câmpurile de fotovoltaice nu produceau evident nimic la seara la 9. Eolienele foarte puțin, iar cea mai mare problemă era centrala nucleară Cernavodă, unde era în funcțiune un singur grup din cele două. Unul era în oprire planificată pentru lucrări de mentenanță. Așa că România a apelat la energie electrică din import, mai exact, a cumpărat 2479 de megawați de pe piața de energie la acea oră, la ora 9 seara, da? De fapt, toată ziua de 23 mai a fost una în care în țară a fost consumată energie electrică din import.
s-a produs puțin, iar de vină au fost ieșirea din sistemul grupului de la Cernavodă și performanța slabă a hidrocentralelor. Numărul zilelor în care România a importat mai multă energie decât a produs a crescut constant din aprilie încoace, arată datele Transelectrica. E un bilanț destul de, cum să zic, prost, rău pentru sistemul nostru energetic. Și spune, mai spune pe Europa Liberă ce a pierdut România în ultimii 5 ani. Păi în 2019 România producea energie electrică în centrale pe cărbune, hidrocentrale, câmpurile de eoliene și fotovoltaice, centrala nucleară de la Cernavodă și alte unități de producție pe gaz, păcură și biomasă. De atunci însă România a renunțat la mai multe dintre unitățile de producție de energie electrică poluantă și s-a îndreptat teoretic spre energia verde și teoretic scrie în paranteză. Da, capacități de producție 2019 versus 2024, avem așa 2019 28 de grupuri de pe cărbune, iar cu o putere instalată de 13 grupuri pe cărbune, dă aici și megavații, tot în 2019 37 de grupuri pe hidrocarburi. E o situație pe care ar trebui să o vedeți, să o citiți, pentru că e destul de mare materialul, dar în speță e că, în principal, rămâne ideea că noi importăm foarte mult. Maximum producției în hidrocentrale a fost în 2019 de peste 4.000 de megawatts, în 2024 maximum 3.500 de megawatts. Bun, importăm foarte mult pentru că noi avem un plan de închidere de capacități și un plan de deschidere de capacități. Pe partea de închidere ne ținem de cuvânt, pe partea de deschidere nu se întâmplă. Grupul 5 de la Rovinari, care de vreo 5 ani ar tot trebui să fie gata și nu știu, nu cred că va fi gata nici măcar în acest an. Centrala pe gaz de la Iernut din 2019 tot discutăm că va fi pusă în funcțiune și mereu se amână și ultimul termen este pentru această toamnă, dar probabil că nu va fi gata, pentru că doar dacă grupul pe gaze de la Rovinari și centrala de la Iernut ar fi fost finalizate, ar fi 1000 de megawați care ar intra în sistem. Și atunci noi, dacă pe partea de deschidere de capacități, de tarniță tot vorbim, astăzi sau ieri spunea ministrul că vrea să băgăm tarnița într-o strategie națională. Care dintre ei care nu vrea câte ceva și spune că se va noi care întâmpla. Facem presă de o viață știm că am scris și de tarnița și de toate aceste alternative care trebuie construite, am scris și am para scris. Ei, noi pe închideri suntem la zi cu toate. Pe investiții nu dăm drumul la nimic, le facem 98% și ne oprim acolo. Cine știe de ce. Săptămâna trecută complexul energetic vindea bine energie și toată lumea se bucura, lucra pentru noi, asta. Noi când zicem bine, bine decât în ultimul. Ne referim la preț. La preț. Cantitatea la preț. Oricum n-a mai depășit 1000. Ce primesc directorii de sucursale? Primesc o circulară, deci în agitația aia, știi, și pe euforie până la urmă, că și oamenii se bucură când vând și vând bine. Îți dai seama, ai senzația că poate se îndreaptă lucrurile, da? Toată lumea era preocupată de treaba asta, că vând la prețuri mari, cum n-au mai vândut în ultimii bani, să spun, și primesc o circulară de la domnul Plaveti care spune că trebuie să combată ambrozia. Deci, am aflat chestiunea asta săptămâna trecută. Deci, ca să vezi care e preocuparea actualei administrații, ce ai putea să spui despre asta? Avem un manager polivalent. Mă gândesc că poate să urmărească deci asta, toate asta aspectele. Deci, combaterea ambroziei, înțelegeți? Deci, Doamne, ferește! Deci, credeam că a trecut sezonul de alergii. Deci pe piața de echilibrare. Ambrozia trebuie așa, combătută prin aprilie-mai. Păi da, nu în plină vară. Da. Sunt lucruri pe care efectiv nu mai poți, nu știi cum să le mai comentezi și ce să spui și ce concluzie, adică e singura concluzie, e clar că interesează atât.
Eu mă întreb dacă mâine cineva ar dori să salveze complexul energetic Oltenia, dacă s-ar mai putea, presupunând că ar exista voință. Să știi că Acum, au început să sigur, nici spună nu se oamenii că dorește, nu s-ar prea mai putea. dar și eu cred că nu se. Păi au plecat oamenii, cei mai buni Au și cei mai plecat vechi. oamenii, instalațiile sunt căzute, Varză. știi cum e, pe cârpeală poți să mergi o vreme, Păi acum merg deja de trebuie zeci să. de ani pe cârpeală. Adică tu când vezi că în 10 ani nu poți să modernizezi un grup energetic, grupul 5 rovinari, evident că te întrebă, dar putem face ceva să. Au băgat 140 de milioane, știi, în grupul ăsta. Deci niște bani. Așa, pe piața de echilibrare a ajuns 16.000 de lei un megawatt, adică 3.200 de euro, și importăm, de fapt subvenționăm energia și cărbunele vecinilor. De exemplu, la Rovinar două grupuri funcționează cu 506, cu 560 de megawatts pe oră, iar la Turceni funcționează un grup de 200 de megawatts, atât se poate. Asta zic, astea mai sunt. Teoretic mai poți să pornești, cred că și la Ișanița ceva, dar practic. Și în sistemul național, sub 900 de megawatți are energia pe cărbune, cotă. Azi, de Da. dimineață, când Nu m-am uitat. toată e asigurată Nu toate, pe de DCO, asta zic, că am ar făcut o mai fi, socoteală. mai dă Dacă sunt puțin trei, Roata, sunt, puțin Coltermul, da, puțin. dacă sunt doar astea trei grupuri, sunt vreo 750 de, așa, și restul e acoperit. Mai e Craiova 2 care. Din când în când mai pornește grupul ăla care oficial e închis. Da, ei trebuie să țină un grup pentru, Orice nu, eventualitate. pentru că asigură agentul termic în În Craiova și la Craiova, uzina da. Ford și ei trebuie să lucreze. Deci spuneai, Roxana, că nu știi dacă s-ar mai putea salva compania asta. Și uite, încet, încet ajungem și la povestea cu salariații companiei. Păi noi, compania ar trebui să mai aibă la sfârșitul anului vreo 4.000, 5, aproape 5.000 de oameni. Deci acești oameni, dacă și-ar vedea interesul, ar lupta nu pentru mize mici, ar ieși în stradă astăzi și n-ar pleca până când nu s-ar amâna închiderea Exact. capacităților pe cărbune. Da. Pentru că altfel nu au nicio șansă. Hai că acum sunt alegeri anul ăsta și O să o lălăie. o să ducă probabil societatea pe pierdere, dar. Păi, cineva vorbea, chiar domnul Tomescu, cred, vorbea Dar de anul viitor insolvență. s-a terminat, dacă nu se obțin anul ăsta niște amânări. Deci este ultima șansă acum, în toamna asta. Dacă este ratat acest moment de dinainte de alegeri, vrem, nu vrem, ar trebui să profite de faptul că sunt alegeri și Păi să-i nu, acum forțeze sunt în pe. concedii și oamenii ăștia, știi că. Ideea e că anul viitor, când vor veni deciziile de concediere sau de șomaj tehnic sau de zile fără plată, vor protesta degeaba. Nu se va mai putea face nimic. Deci tu spui așa, o să te, nu numai tu, toată lumea, cei care suntem de bună credință, vorbim despre lucrul ăsta de foarte mult timp. Dar ce spui de această coaliție nemaipomenită, Nicu și Marcel? Ei oare au aflat că în sistemul energetic sunt probleme? Ei Da. oare știu că se importă masiv energie? Domnul Burdușa dădea o declarație ieri sau astăzi, cum că e adevărat că sunt prețurile astea mari pe piața spot, dar astea nu influențează facturile. Ce vorbești, domnule? Cum poți să ne spui că nu influențează facturile? Factura reprezintă un preț mediu, da, între cei de pe piață. Și că nu-ți influențează factura următoare, e adevărat. Dar poate că factura de anul viitor O o să o va influențeze, influența. Nu da. poți să-mi spui că deși cumpărăm energie la niște prețuri uriașe, facturile nu vor crește și noi să credem. Păi, acum, în toamnă, în iarnă, vor scoate și subvenția la energie. Că de asta noi nu ne-am revoltat foarte mult, că n-am simțit că a subvenționat guvernul cu foarte multe miliarde de euro. Și atunci era mare totuși. Și atunci era mare, Dar fără subvenție o să fie dar nu cât să ne. dramatic. Să ne fie fatală, ca să zic așa. Dar anul viitor, când nu va mai fi această subvenție, că nu ne mai lasă Comisia Europeană să o acordăm, o să avem niște facturi de o să plângem.
o să plângem după grupurile energetice pe care le-am închis cu atâta, pentru că ei motivau că energia pe cărbune e scumpă, e adevărat, dar se oprea scumpirea acolo. Că toată piața se aliniază la prețul când e lipsă de energie pe piață, toți creșteau prețul și hidro și gazul, dar se opreau la prețul cărbunelui. Nu treceau mai departe. Acum, cărbunele nemai fiind, ne oprim la prețul de care vine din import, care e aici, nu mai e aici. Adică cărbunele dădea cu E 500 adevărat că de, se produce mai 150 scump de euro, acum importăm cu energia pe 500 de euro. cărbune, exact cum ai spus tu, dar să nu uităm că e continuă. Deci, că bate sau nu bate vântul, că e soare, că sunt lucruri pe care deja cred că le-ați Exact, auzit până la urmă nici nu trebuie să fii mii de ori. specialist, Nu trebuie să fii nu specialist, știi. da? Întotdeauna când am închis o industrie autohtonă și am devenit dependenți de import, Noi am plătit. prețurile Da. au explodat. Noi am plătit. Mult. Hai să mă întorc la ce spun, la ce te întrebam. Coaliția asta crezi că știe ce face? Mizele lor sunt legate de cine să fie președinte, cine să fie premier, nu prea interesează pe ei decât cum să ne păcălească încă o dată. Și pot să ne păcălească pentru că, na, au bani, au tot ce le trebuie. Au instituții, au butoane, nu îi mai poți da la o parte, din păcate. Crezi că dacă, nu știu, câștigau alte partide, situația ar fi fost altfel? Că tocmai am trecut prin aceste alegeri și ați văzut, au fost aleși Știi de ce n-au cu câștigat alte majoritate. partide? Pentru că resursa umană și a lor este slabă. Oamenii nu se mai duc spre politică, sunt scârbiți de politică, sunt scârbiți de... Atunci când te expui, ai parte de tot felul de atacuri, de tot felul de... Și poate n-ai chef să intri în toate luptele astea. Deci partidele mici nu au venit cu o ofertă convingătoare. Și atunci partidele mari, care au oricum și primari și oamenii Toată angajați, toată structura structura de asta de stat, stat care este da? uriașă, n-au avut nicio problemă. Legile sunt făcute să câștige tot ei, cu alegerile într-un singur tur, cu comasare când vor ei, cum îi avantajează pe ei. Situația României nu este atât de dramatică încât să producă o schimbare din asta, din Dar va fi, revoltă. Dar Roxana. e Eu pos cred că nu e. să sperăm că nu, dar toate semnele sunt Sunt că că va va fi, fi, da. da. Eu nu știu, ei își văd de ale lor. Ba s-au certat pentru data alegerilor. S-au prefăcut că se ceartă. Deci Păi, nu știu, că am înțeles că au făcut o vizită pe la ambasada americană și după aia au venit împăcați și cu temele făcute, deci s-au și decis. Ei de ce? Acum PNL se ceartă cu PSD, ca noi când mergem la vot să alegem între PNL și PSD. Și imediat după alegeri ei bat Da. palma și Pentru guvernează împreună stabilitate. pentru stabilitate. Dar simulează această luptă că, na, electoratul se duce, alege o tabără sau alta. Dacă ei nu simulează lupta, ai tendința să te duci spre AUR, spre USR, spre ce partide mai sunt în piață. Da, dar eu am impresia că chiar așa de neserios să fie și să ne. Până când, eu am mai întrebat, până când o să ne mai umilească așa și să ne jignească inteligența? De fapt, ce? Asta e o întrebare retorică. Până când pot? Și pot. Cât acceptăm, pentru că vorbeam și mai devreme, avem o toleranță foarte mare la aceste abuzuri fără sfârșit ale puterii. Uite, am mai spus într-o emisiune, mie mi se pare revoltător faptul că în continuare ședințele de Consiliu Local la Târgu Jiu și Consiliul Județean Gorj sunt ținute online. Este revoltător. Bă, nu Este mai e într-adevăr. pandemie, nu fiți nesimțiți și eu mă feresc de cuvinte urâte, eu nu vorbesc urât în general, dar mă revoltă, bă, nu se poate să nu ai bunul simț de a te duce la o ședință pe lună și a discuta față în față niște probleme. Când îți intră indemnizația aia pe card, care e cât un salariu minim pe economie, nu ți-e rușine așa deloc. Ei, noi suntem foarte toleranți cu ei. Și atunci, dacă noi nu zicem nimic, și ei au văzut că merge și așa, și poate trei sferturi i-am reconfirmat acum în
în funcții la alegerile Bun, astea. dar măcar ședințele astea de Consiliu Județean și de Consiliu Local s-ar putea ține cu prezență. Vor ține ședința cu prezență la jurământ, pentru că acolo chiar A este fost un primar obligatoriu. în emisiune chiar după alegeri și chiar am uitat să-l întreb de problema ședințelor. Chiar nu, dar nu suntem în pandemie, dar lumea poate să vină să-și, În că comune de asta se sunt țin. plătiți și consilierii, În să comune vină să știi la că... amărâta aia de ședință lunară. În comune se știi că, să știi că se țin la Târgu Jiu și la județ este Da, 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 această știu, problemă. știu. Și nu este în Eu mă regulă. gândesc că n-ar fi așa o mare încercare pentru aleși să vină, dacă tot sunt plătiți pentru asta. Acum nu știu, și lor le convine, dar le convine și celor care conduc primăria și Consiliul Județean, pentru că de fapt tu nu ai o opoziție reală dacă ședința e online. Că crezi îți că se vor convine, îi tai schimba lucrurile, microfonul. că ai adus în discuție problemele locale? Nu se vor schimba Nu, lucrurile dacă lumea nu face scandal. Nu, dar o să fie, nu știu, o altă construcție politică, cel puțin la primăria Târgu Jiu. Vor începe probabil discuțiile pentru majoritate, pentru, nu știu, viceprimar, pentru funcția de viceprimar. Cum vezi că vor fi, că vor arăta, că va arăta Consiliul Local și conducerea Eu, de exemplu, politică? Nu sunt adepta, adică eu sunt adepta unei soluții în care primarul să-și poată face majoritate, nu sunt adepta unei soluții cu majoritate antiprimar, ca să avem patru ani de scandal de și să dăm da. Vina unii pe alții. Eu sper ca primarul la Târgu Jiu să-și poată face majoritate cu cineva, are mai multe variante. Dacă ei vor guverna în continuare PNL cu PSD, mie soluția normală din punct de vedere politic ar fi o alianță PNL-PSD și la Târgu Jiu, chiar dacă a fost războiul care a fost în campanie, dar e probabil totuși soluția PSD cu Partidul Verde, care în regulă nu... Deci eu sunt adepta formării unei majorități, să nu aibă primarul pe cine da vina dacă nu... Nu merg lucrurile. Dacă nu merg lucrurile. La parlamentare, cum vezi că vor fi desfășurate alegerile astea? Bine că nu sunt comasate sau încă nu le-a venit sau le-a venit ideea, dar au renunțat și după aia. Sunt semi-comasate, semi, că sunt, da. Vreme ai dar pus bine parlamentarele între cele două tururi de prezidențiale, se presupune că vor fi avantajate partidele care vor da cei doi candidați din finala prezidențială. Noi vom ști de fapt finaliștii. Întrebarea mai importantă era, da, ce se va întâmpla la prezidențiale? Câtă vreme nu știm candidații, nu putem să dăm, adică... Îl știm pe domnul Simion, sigur va candida. Domnul Joană, sigur va candida. Domnul Joană nu a anunțat. E sigur pentru că îl vedem făcându-și campanie de foarte mult timp. Păi și asta înseamnă că va candida. Bănuiesc că nu se va răzgândi în ultimul moment. Da, da, depinde și dacă va candida independent sau de la PSD, de exemplu... Noutățile de ultimă oră ar fi că domnul Ciolacu nu vrea să candideze și vrea susținerea unui independent. Câți Cine independenți cunoaștem și noi. Da. Și atunci un Joană susținut de PSD este o altă, variantă, da. Un Joană susținut de societatea civilă este altă poveste. Împotriva domnului Ciucă de la PNL, tocmai se coace acum un puci să-l schimbe, să-l dea la o parte. E prea prieten cu domnul Ciolacu, cred că îi deranjează rău de tot treaba asta. Probabil. Și până nu se liniștesc puciurile din partid, practic Ciolacu și Ciucă nu trebuie decât să tragă de timp. Timpul lucrează în favoarea lor, adică dacă ei reușesc să mențină scandalul jos până în septembrie, după aia nu se mai poate face nimic, deci trebuie să anunți... Se intră pe calendar electoral, nu se mai pot face schimbări. Și trebuie să spun, noi ne știm candidații și cred că nu-i vom ști până la sfârșitul lunii august. Și asta nu e, că vorbeam de... Adică Elena Lasconi nu știe dacă va candida, îl propune pe Nicușor Dan, așa, este o... Dar ce s-o fi întâmplat? Că mi-a plăcut mult Elena Lasconi și...
Oare hotărârea ei de a anunța că va candida la prezidenția a fost una pripită? Știi că a anunțat la un moment dat, după ce a fost aleasă președintă a A USR. spus mai degrabă că nu va candida la prezidențiale dacă nu va avea majoritate în biroul Bine, național. bănuiesc că Și va nu fi are, avut. și nu A, nu are, are, nu nu are. are. Uite, Dar interesant, nu da. asta este. Orice studiu arată că pentru a avea șanse teoretice la câștigarea unei curse prezidențiale, trebuie să ai o notorietate națională de peste 80%, ceea ce Elena Lasconi nu Nu are, are. este undeva la 60%. Deci, automat, ea nu ar intra cu șanse, dar poate că, oricum ar fi. Ei, în schimb, Nicușor Dan ar intra cu șanse mult mai bune dacă și-ar dori o astfel de candidatură. Adică, soluția rațională, dacă Nicușor Dan ar accepta, ar fi Nicușor Dan. Nu știu dacă acceptă. Ai avut, nu știu, senzația vreodată până acum și că se vor întâmpla lucrurile și de acum înainte la fel. Că nu noi decidem cine va fi președinte. Indiferent de ce ne dorim. Pentru că nici partidele nu decid care vor fi candidații, știi? Și lor le sunt impuși anumiți candidați. Deci, cum să zic, domnul Ciucă, atunci când l-au impus președinte la PNL, fără niciun merit politic, Păi, dar nu da, făcuse parte din niciun. Era un general un de armată. general de toată isprava, dar a fost impus practic președinte la PNL că îl pregăteau pentru această cursă prezidențială. Și când un om arde etape, e clar că e susținut din altă parte. Nu partidul a ales președinte, partidul a fost nevoit să-l aleagă președinte pe Nicolae Ciucă. La noi niciun partid nu mai funcționează de fapt pe principii democratice. Sau asta e sentimentul că tu ai întrebat dacă am sentimentul că Da. decid alții și Decât decid nu alții, sigur. decidem noi. Da. Și noi când mergem la vot, uite, eu la alegerile astea locale chiar am avut o dificultate în a pune ștampila. Sincer, nu am pus așa, dar Dar să știi că nu ești singura. cu strângere de inimă, cam peste tot mă duc la vot, că zic, băi, nu vreau să Totuși, renunț, trebuie, nu vreau da. să renunț la a merge la vot, dar n-am avut sentimentul că, băi, am ales ceva, că m-a convins. Am ales ca să pun ștampila și eu pe ceva. Ori cred că asta ni se va întâmpla și la prezidențiale, iar la parlamentare nu mă aștept la schimbări. Cred că PSD va propune actualii parlamentari pe locurile eligibile, PNL. Deci nu se va schimba foarte mult. Nu aștept. Cred că tot domnul Iordache va fi eligibil la PNL, tot domnul Miruță la USR, USR, tot tot domnul Weber domnul la. Weber și cu domnul Rujan și cu domnul Manta vor fi la PSD și contează cine. Sigur, sunt două locuri disponibile la. Adică Dan Vâlceanu și Gigi Pecingină nu mai prind și atunci întrebarea e pe locurile astea două cine se bate. Probabil cineva de la AUR și un loc nu știm cine îl ia, poate PSD-ul, poate. Dar de asta spun, nu mă aștept la o schimbare de garnitură, că adică nu sunt semne, nu. Și te-aș mai întreba, Roxana, și despre, că tot vorbim de alegeri, astea au trecut, astea europarlamentare, ce spui tu că domnul Virgil Popescu a ajuns europarlamentar? L-am premiat pentru ce a făcut în județ, cam așa am înțeles eu toată faza asta. Dacă ne uităm pe rezultate, vedem că în zonele miniere, da, alianța PNL-PSD, pentru că ei au candidat în alianță Da, la europarlamentare. europarlamentare, a avut, nu știu, 70% voturi în zonele miniere. Putem deduce că foarte mulți salariați ai Complexului Energetic Oltenia, familiile lor sau foști salariați care s-au pensionat, au votat această listă, implicit l-au trimis pe domnul Virgil Popescu în Parlamentul European, deși îl înjură dimineața, la prânz și seara. Și spun din nou, câtă vreme noi nu taxăm greșelile politicienilor, nu ne putem plânge că ei le fac în continuare. Deci niciun miner și niciun energetician nu ar fi trebuit să pună ștampila pe lista PNL-PSD doar pentru că nu
îți plac listele celelalte. Mai bine puneai pe un independent, pe orice altceva. Sigur că da. Trebuie să transmiți oamenilor politici la vot, odată la 4 ani, ai ocazia să le spui că ai fost nemulțumit de acești ultimi 4 ani. Dacă tu nu le spui asta și votezi aceleași partide, nu te plânge că nu te iau în calcul. De aia nu te iau în calcul, pentru că îi votezi și atunci când îți fac rău. Despre USR, e domnul Miruță care i-a ajutat cu legea 197, a susținut-o, a inițiat-o. Și da, uite ce scor a avut. Cum ți se pare? Este clar că nu toată munca asta pe care el chiar a dus-o în ăștia 4 ani, din punctul meu de vedere, a fost parlamentarul cel mai aplecat spre oameni. E adevărat că are un discurs pe contrasens cu partidul pe care îl reprezintă și atunci, inclusiv în problema urșilor, dacă vrei, inclusiv în problemele astea cu mineritul și așa mai departe. Și atunci poate să producă această derută. E adevărat că domnul Miruță nu a fost pe liste și cred că a greșit că nu s-a pus pe listă la locale ca să transmită semnalul acestor oameni pe care i-a ajutat, băi, votați-mi lista. Cred că era bine să fie pe listă. Chiar a fost o greșeală. Așa o văd eu. Dar pe de altă parte arată faptul că oamenii nu, adică, cum să spun, te laudă pe Facebook, dar nu-ți dau votul. Păi mă, nu te plânge dacă ție Miruță ți-a făcut bine și s-a zbătut pentru legea aia să te scoată la pensie la 52 de ani, pentru că vrem, nu vrem, s-a bătut mult mai mult decât ceilalți care au încercat să o amâne prin toate căile. Și să o blocheze și au și reușit o bună perioadă de timp. Și tu votezi lista PNL-PSD și îl trimiți pe Virgil Popescu în Parlamentul European. Păi nu te plânge, domnule Miner și domnule Energetician și Gorjanul în general. Nu te plânge, pentru că ai ocazia să taxezi oamenii la vot și nu o faci. Deci da. Eu am crezut că Miruță va avea dublu față de media USR pe țară. A fost ca un șoc. Dar asta scorul spun luat. Că e și vina clasei politice, dar este vina electoratului care, nu știu, nu este suficient educat în sensul ăsta să aprecieze la justa valoare votul pe care îl are și pe care îl dă. Nu realizează, adică, totuși, mă, că avem, asta lăsa, e puterea noastră. Nu te votul lăsa, ăla, da. Faptul că ai un primar bun de la PSD sau de la PNL nu înseamnă că trebuie. Ok, votează-l dacă e bun, dar nu înseamnă că trebuie să votezi lista de europarlamentar pentru că e primarul ăla bun. Nu, la europarlamentar e altă. Da, sigur, i-au amestecat alegerile, n-a fost nicio campanie europarlamentară. N-a fost deloc. De unde să. Păi, nu s-a discutat nimic. Dar asta a fost o chestie intenționată. Da, și acum va fi la fel în toamnă. Se va discuta doar despre alegerile prezidențiale, iar parlamentarele vor fi între cele două tururi, adică se strecoară pe acolo. Dar noi vom discuta doar despre prezidențiale pentru că sunt candidații mult mai vizibili. De parcă am fi o republică prezidențială, nu parlamentară. Da, dar interesul, măcar să schimbe interesul celor care ne treabă. Conduc acum este să nu discutăm marile exact. Teme. Da. Faptul că vom avea parte de noi taxe. Deci asta, așa, la toate problemele pe care le-am discutat aici, asta mai voiam să, dacă ai câteva, dacă ai o analiză referitoare la asta cu scumpirile care ne strică fiecare zi, cum să spun. De-abia ajungi, eu nu știu, fac diferențe de prețurile de acum și de acum 2 ani. Sunt schimbări mari de tot, mari de tot și greu nu, de suportat. Pentru că suportat. Acum 2 ani, dacă făceai cumpărături de 100 de lei, plecai cu o sacoșă. Acum ai o plăsuță, nu știu cum să spun. Cum vezi economia? Că sunt semnale că o să fie, uite, stai că deschisesem, chiar voiam să. Că sunt semnale că va fi o criză. Măi, de exemplu, primarii deja și-au luat măsuri. A doua jumătate a anului va fi cruntă și pentru ei nu sunt bani. Deci chiar ei nu știu cum să mai mascheze faptul că nu sunt bani, să mascheze lucrul ăsta până la sfârșitul anului. Dar situația este mult mai dramatică decât. Deci vor urma taxe noi la 1 ianuarie pentru că statul
s-a umflat atât de tare, adică nu ne transmit că reduc posturile la stat și când te uiți pe statistici sub 1%. Sunt cu câteva mii mai multe. Da. Ori... au redus sub 1% din posturile, da, astea. Dar de fapt sunt mai multe. Deci nu știu cum fac această... Și mă aștept la un an foarte complicat, dar repet, eu nu am așteptări la schimbări la aceste alegeri din două motive. Unu, electoratul nu înțelege că trebuie să-i taxeze pe cei care au făcut rău. Și doi, oferta politică cu care vin partidele mici nu este convingătoare. E slabă. Asta era știrea. Deputatul Aur Dan Tănase susține că există toate șansele ca România să se confrunte cu o criză economică severă, începând cu 2025, dacă nu se iau măsuri adecvate și dacă guvernarea PSD-PNL continuă. Așa închem emisiunea. Deci, ce bănuiam, că noi am vorbit și la Gorjul în direct și în ce am scris eu și colegii mei în presa locală, așa cum anunțau și oamenii din minerii și energie, în 2025 vine prăpădul. Am constatat că europarlamentarii AUR, nu vreau să-i laud, dar mă, sunt ceva mai comunicativ pe paginile de socializare. Povestesc ce se întâmplă pe acolo, poți să înțelegi că fac, da, ceva. Bă, ceilalți au intrat deja în adormire. Și nici n-au început bine. Da. Roxana, mulțumesc frumos că ai venit astăzi la Gojul în direct, cu siguranță, dacă vei mai avea amabilitatea. Ne mai vedem clar. Asta a fost emisiunea de astăzi. Acestea au fost subiectele acestor zile. Ne vedem și mâine. La revedere!